Mă numesc Horia Saizescu, sunt profesor de fizică la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Călăraș și îmi propun în acest tutorial să vă prezint cum putem realiza desene folosind instrumentele corespunzătoare din Word 2007. Așa, după cum știți, meniul față de versiunile precedente de Office în 2007 apare mult schimbat. Este această panglică ce ne oferă o serie de opțiuni. Meniul este mult mai intuitiv decât în versiunile precedente și ne propunem să vedem cum putem să-l folosim pentru realizarea de desene. Deși exemplele pe care o să le dau sunt legate de fizică, eu consider că aceste informații pot să fie utile și celor care doresc să facă desene care n-au legătură cu această disciplină, pentru că principiile de bază rămân aceleași. Pentru început ne propunem să desenăm un grafic. Intrăm pe inserare, forme, avem nevoie de o săgeată, putem să o luăm de la forme recent utilizate sau de la linii. Observați că mouse-ul s-a transformat într-o săgeată, țin butonul stânga apăsat al mouse-ului și trag vertical în jos și obținem axa verticală. Dacă nu ne convine orientarea, o putem răsturna vertical. Observați că în dreapta ne-au apărut instrumentele de desen, care apar câtă vreme este selectată o componentă a desenului. Și aici găsim o serie de opțiuni pe care le putem folosi. Am întors săgeata astfel încât să avem o axă orientată vertical în sus. Mai realizez o dată același lucru. Pot acum să iau și de aici săgeata. Plec din origine și mă duc orizontal. Am realizat și axa orizontală. Vreau în continuare să duc graficul propriu-zis. Am nevoie de o curbă. Să zicem că pornesc de aici. Din loc în loc, ținând butonul stâng apăsat, dau click, vreau să obțin o curbă care să semene cu o hiperbolă echilateră. Și dacă m-am hotărât să mă opresc, dau dublu click. Observați că mi-a apărut curba respectivă, pe care dacă doresc pot să o redimensionez sau să o rotesc. Pentru redimensionare pot să trag de col și atunci mi se va mări proporțional și lungimea și lățimea, sau pot să trag de lateral și atunci se va deforma, se va alungi dacă trag, de exemplu, spre dreapta, sau se va alungi în jos dacă trag în jos. Nu ne interesează acest aspect acum. Dacă nu îmi place cum a ieșit curba și vreau să o mai ajustez, intru la, deci suntem pe instrumentele de desen, la editare formă, editare puncte. Vedem că apar o serie de puncte. Dacă aduc mouse-ul și țin butonul stâng apăsat și trag de puncte, pot să mai ajustez această curbă până să ne placă cum am realizat-o. Cu răbdare și atenție putem să facem mici modificări.
Dacă dorim să mai introducem un punct, punem pe curbă, cursorul mouse-ului se schimbă într-o mică cruciuliță și dacă trag, observați că a apărut un nou punct. Să zicem că suntem mulțumiți, dau click, să spunem că această curbă ne place cum arată. Același lucru se poate realiza apelând la meniul contextual, adică dau click dreapta pe curbă și editez punctele de aici. Meniul contextual este foarte util pentru că ne permite o serie de operațiuni cu obiectul selectat pe care nu mai trebuie să le caut în meniuri. Deci este de dorit să-l folosim ori de câte ori avem ocazia pentru că este foarte comod de realizat acest lucru. Bun, nu ne interesează acest aspect acum. Dacă doresc o altă culoare a curbei, intru la culori și, de exemplu, să spunem că vreau un albastru închis. Bun, tot de aici, de la culori, pot să-mi aleg o altă grosime dacă doresc. Observați un lucru foarte util pe care îl realizează Office-ul 2007, că pot să vizualizez ceea ce voi alege. Deci pot să aleg în cunoștință de cauză, ceea ce mi se pare un mare avantaj. Să zicem că suntem mulțumiți așa. Bun. Mai departe, ne-ar interesa să scriu numele axelor. Pentru aceasta vreau să inserez o casetă text în care să scriu denumirea axei orizontale și axei verticale. Îmi aleg pentru comoditate o casetă text de desenare. Țin butonul stâng al mouse-ului apăsat și trag astfel încât să-mi apară caseta respectivă. Să spunem că pe axa orizontală iau volumul V mare. Dacă vreau să fie scris cu negru, aleg negru. Așa. Nu-mi place să fie încadrat în chenar, intru tot la culoarea liniei, la contur formă și apelez la fără contur. Deci nu mai apare conturul respectiv. Când dau click, însă observați că mi se arată că de fapt aici avem o casetă. Deplasez caseta ca V să fie cât mai aproape de vârful axei respective. Observăm în acest caz că nu mai vedem vârful axei, am suprapus caseta peste vârful axei. Ținând cont că avem selectată caseta, pot să o trimit în ultimul plan. Observați aici trimitere în ultimul plan și observați că acum este din nou vizibilă axa orizontală. Similar procedez pentru a scrie că pe axa verticală avem presiunea. Deci inserare, casetă text, desenare, culoarea mă interesează să fie neagră a scrisului, pe mic. Intru aici ca să nu mai îmi apară conturul și deplasez pe, să spunem, aici. Aici mi-ar conveni, dar trebuie să trimit caseta în ultimul plan, deci intru la trimitere în ultimul plan. Gata. Suntem mulțumiți. Un asemenea grafic ar putea fi, de exemplu, graficul presiunii ca funcție de volum pentru o transformare izotermă a gazului ideal. Să presupunem că deasupra am dorit să scriem ceva. Țin o tastă apăsată, simulez că aș scrie ceva. Să zicem că ne ajunge.
Am vrea să scriem în partea de jos. Observăm că avem probleme să ne poziționăm cursorul mouse-ului în partea de jos și dacă apăs Enter coboară cu totul desenul. Dau backspace ca să ridic desenul din nou. E o problemă pe care va trebui să o rezolvăm. Înainte de asta însă aș dori, dacă am terminat desenul, ca să manevrez axele, graficul și cele două casete ca un tot unitar. Pentru aceasta pot să procedez în acest mod. De la meniu pornire, editare, selectare, selectare obiecte. Și cu butonul stâng al mouse-ului apăsat, trasez un contur care îmi înconjoară tot desenul. Adică am selectat tot. Același lucru, selecția totală, puteam să o fac și dând click pe fiecare element al desenului cu tasta Shift apăsată. Dar calea asta mi se pare, calea Maneso mi se pare mai comodă. Intru la instrumente de desen, intru aici la grupare, derulez grupare. Observați acum că avem desenul ca un singur element. Pot să-l măresc, de exemplu, dacă mai doresc puțin. Pot să-l micșorez, să-l deformez. Să presupunem că ne place așa. Aș vrea să pot să scriu în bune condiții și sub grafic. Intru în meniul instrumente de desen, deci meniul care apare când e selectat desenul. Intru la poziție, în linie cu textul. Acum observați că mi s-a permis să dau click sub desen și de aici pot să scriu. Să țin o tastă apăsată și să simulez că scriu. Stați puțin că ceva nu e în regulă. Acum e bine. Deci am coborât sub desen corespunzător, astfel încât să pot în continuare să scriu fără probleme, iar desenul va rămâne între cele două porțiuni scrise. Să trecem pe o altă pagină și să facem un alt desen. Să presupunem că vrem să desenăm un corp asupra căruia acționează mai multe forțe. Dăm inserare, forme și să presupunem un dreptunghi. Cu butonul stâng al mouse-ului apăsat îl desenez. Și acum aș vrea un efect 3D. Derulăm efectele 3D. Acesta ne place, dar putem să experimentăm și altele. Dacă dorim, hai să mai ne uităm puțin. Parcă tot acesta mi-ar conveni. Bun. Vreau să desenez forțele care acționează asupra acestui corp. Mai îl cobor puțin. Apăs tasta Enter. Și... Așa, ok. Dăm pe inserare, forme, pot să iau de la forme recent utilizate săgeata, să presupunem că avem o forță orientată asupra corpului oblic. Observați că este selectată, pot să intru, să-i dau altă culoare, de exemplu neagră, pot de asemenea să-i dau altă grosime, de exemplu 3 puncte. Suntem mulțumiți. Mai avem și alte forțe care acționează asupra corpului. Corpul presupunem că se mișcă pe o masă spre dreapta.
Avem o forță. Pot, ca să nu mai desenez de fiecare dată, pot să o copiez. De exemplu, Ctrl C din tastatură. Și apoi Ctrl V din tastatură ne va permite să o multiplic de câte ori doresc această figură. Dacă primul vector am vrea să fie forța de greutate, ar trebui să-l orientăm vertical în jos. Deci intrăm aici și îl răstorn corespunzător, rotire la dreapta 90 de grade ne convine. Îl ducem aici. Intru aici, pot să îi dau altă culoare, să zicem verde închis și să-i dăm și o altă grosime. Bun. Dacă punem mouse-ul pe vârf și trag în sus, observați că am scurtat lungimea. Dacă doresc o valoare exactă a lungimii, pot să dau click dreapta, formatare, formă automată, de exemplu, și pot să-i dau dimensiunea exactă care să o aibă vectorul respectiv. Nu mă interesează acest lucru acum. Sau pot să intru aici la dimensiune în meniul instrumentelor de desen. Bun. Să luăm următorul vector. Dacă acesta vrea să reprezinte forța de frecare, va trebui să-l întoarcem cu 180 de grade. Răsturnare orizontală îmi convine. Observăm că ne convine acest lucru. Îl plasăm, să spunem, aici. Îl mai scurtăm. Avem grijă să rămână totuși orizontal. E selectat. Îi dăm culoarea, să spunem, roșu și să-l îngroșăm la fel la 3 puncte. O altă forță este forța de reacțiune normală. Aceasta vreau să o rotesc vertical în sus. Îi dăm grosimea tot de 3 puncte și culoarea, hai să fie tot verde, că este pe verticală. O iau de aici, când cursorul mouse-ului ia forma unei săgeți cu patru capete, pot să manevrez obiectul respectiv cu butonul stâng al mouse-ului apăsat. Așa, să zicem aici și să-l mai scurtăm puțin. Îl rotim că s-a întors. Dar așa, rotire, așa, răsturnare verticală ne convine. Ok. Am dori în continuare, ai poate să mai micșorăm puțin. Gata, să zicem că suntem mulțumit. Să presupunem că această forță dorim să o descompunem după două direcții, una orizontală și una verticală, să ducem aceste direcții. Inserare, forme, o linie simplă vreau, ori de aici, ori de la linii. Plec de aici și mă duc orizontal spre dreapta. Vreau să fie o linie punctată, intru din nou aici la culoare, că aici avem și posibilitatea să întrerup linia respectivă, da, ne convine. Ca să muncesc mai puțin, o copiez. Și o lipesc. Ctrl C pentru copiere, Ctrl V pentru lipire. O rotesc la 90 de grade și o mut aici.
Mi-ar conveni să fie puțin mai scurt. Da, suntem mulțumiți. Mai avem nevoie de încă două linii punctate, deci mai dăm lipire încă de două ori. Această linie punctată o mut, așa cum v-am spus, cu mouse-ul ținând butonul stâng apăsat până unde am nevoie. Cealaltă linie punctată, așa, am selectat-o, dând click pe ea. Vreau, s-au închis instrumentele de desen, le deschidem din nou. Vreau să o rotesc și apoi să o mut. A apărut inofensiva săgeată cu patru capete, dar foarte utilă. Ne arată că putem să mutăm obiectul. Și să mai scurtăm puțin acest capăt, să zicem că e suficient atât. Dacă vreau, eventual mai pot să-l prelungesc pe acesta puțin. Bun. Ducem vectorul acesta aici. Îl mai scurtez așa cum v-am arătat și v-am explicat. Îl colorez cu roșu și îl mai îngroș. Aceasta este componenta orizontală a acestei forțe pe care am desenat-o oblic și care am colorat-o cu negru. Ca să nu mai fac aceleași manevre și pentru componenta verticală, o să o copiez. Calea lungă ar fi să intru în pornire copiere, merg pe calea din tastatură Ctrl plus tasta C, tot din tastatură Ctrl plus V. Instrumentele de desen îmi stau la dispoziție și o rotesc la stânga 90 de grade. Iau vectorul, plasez aici și îl mai scurtez așa cum v-am explicat. Avem grijă să nu să rămână în poziția respectivă. Bun, deci trebuie să răstorn vertical, perfect. Observați că am putea, dacă dorim, să lăsăm linia punctată deasupra vectorului sau dedesubt. Dacă vrem, de exemplu, ca vectorul să fie deasupra liniei punctate, am selectat, observați, linia punctată și vreau să o trimit în ultimul plan. Gata. Eventual mai putem să mișcăm puțin acest vector, iar vârful lui să-l mai deplasăm puțin. Gata, suntem destul de mulțumiți. În cazul în care nu vedem suficient de bine, putem să aplicăm un zoom, o panoramare, astfel încât să ne mărim desenul. Forțele de pe verticală le-am colorat cu verde. Hai să colorez și acest vector vertical cu verde. Intru la culoarea liniei și aleg verde. Suntem mulțumiți cu ce am făcut. Din când în când mai dăm câte o salvare. Documentul l-am salvat inițial când l-am creat, astfel încât nu mi-apare salvare ca, mi-apare direct salvarea respectivă. Dacă n-ar fi fost niciodată salvat, mi-ar fi apărut salvare ca, trebuia să-i dau titlul documentului. Documentul are deja un nume, desenare în Word. Așa, ok. Și este salvat pe mini laptop. Bun. M-ar interesa în continuare să denumesc aceste forțe și să indic unghiul dintre F și orizontală, să spunem. Ne întoarcem la inserare, forme.
curbă. Plec, să spunem, de aici. Mai dau un click pe parcurs ca să se curbeze respectivul arc. Așa, și aici dau dublu click. Așa. Dacă eventual nu îmi convine curbura acestui arc, pot să îi dau un zoom, apelez la punctele de editare și mai trag de arcul respectiv până îi obțin dimensiunea care o doresc. Să zicem că ne convine. Vreau să scriu în dreptul lui alfa, voi folosi din nou casetă, inserare, casetă, text, casetă, text, desenare. E, am nevoie de litera alfa. Mă întorc în meniul principal din panglică, pornire. Nu avem acolo ce ne trebuie. Eu vreau să inserez, de fapt, un simbol. Așa. Inserare simbol, dau click și de aici trebuie să îmi selectez. Eu am folosit, de exemplu, nu de mult pe alfa și mi-apare aici. Dacă nu mi-apare ce mă interesează, dau la mai multe simboluri și derulez de aici ceea ce am nevoie. Eu o să le iau de la simbolul utilizat recent sau de unde era inițial, alfa. Și dăm pe inserare. Închidere. Ah, mi l-a inserat de două ori. Îl ștergem, rămân odată. Ne amintim că pot să fac să dispară conturul casetei. Intrăm pe instrumente, casetă, text, care este câteva asemănător cu cel de la instrumentele de desen. Și de aici dau fără contur. Vin cu alfa aici. Cam pe aici ar trebui să fie alfa. Și caseta trebuie să o trimit în ultimul plan. Gata. Suntem mulțumiți. Analog putem să scriem numele fiecărui vector. Deci inserare, casetă text, casetă text desenare, o duc, intru la pornire că aș vrea să scriu bolduit cu caractere groase, scriu F mare, mai pot dacă doresc să micșorez caseta, intru pe instrumente, casetă să-i șterg conturul, și apoi mut caseta aici, se spune. Ne-a incomodat cu ceva? Nu. Hai să mai scriem pentru forța de frecare numele ei. Deci am din nou nevoie de inserare, casetă de text desenare. Intru la pornire, că vreau din nou să scriu bolduit. F mare, dar vreau să scriu indice F mic. F mare de la forță, F mic de la frecare. Intru la indice. Îl scriem pe F mic. Aș mai dori să fie scrisul cu roșu, ca să fie aceeași culoare cu forța. Gata. Pot să o mai micșorez. Pot să-i șterg conturul. Intru la instrumente, casetă, text, fără contur. Și mut caseta respectivă în dreptul forței de frecare. Parcă mi-ar plăcea să fie mai jos. Dar trebuie un pic mai sus totuși. Da, trebuie să o trimitem în spate, trimitere în ultimul plan, gata.
Voi pune acum o pauză, timp în care voi scrie și numele celorlalți vector forță. Așa am rescris, am scris, pardon, și denumirile celorlalte forțe. Era o operațiune migăloasă și v-aș fi plictisit să vă arăt pas cu pas. Se făcea exact aceleași operațiuni pe care vi le-am arătat mai devreme. Ne amintim că dacă dorim să le selectăm pe toate, suntem pe meniu pornire, editare, selectare, selectare obiecte, selectez tot și intru la instrumente de desen, aici la grupare, grupare. Pot acum să le mut toate ca un tot unitar și nu există pericolul ca să le deranjez dintr-un pozițiile pe care le au. Altfel, dacă erau independente, în timpul lucrului exista riscul să am probleme legate de mutarea accidentală a unuia din componentele desenului. Să presupunem că ne-a mai venit o idee să punem obiectul și pe o masă. Intru din nou la inserare forme. O masă văzută în perspectivă ne apare ca paralelogram. Cu butonul stânga apăsat desenez paralelogramul. Nu vă speriați, nu am pierdut ceea ce aveam, ci pur și simplu am desenat paralelogramul peste ceea ce aveam. Nu e nicio problemă. Îl trimitem în ultimul plan, gata, suntem mulțumiți. Este selectat paralelogramul. Am putea să-l colorăm în diverse culori, am putea să-i aplicăm un gradient sau o textură. Hai să presupunem că am vrea să fim pe o masă de lemn, să spunem aceasta. Acesta este desenul nostru. Singura problemă care ne-ar mai incomoda ar fi că fundalul acestor casete a rămas cu alb. Am putea să mai prelucrăm, dar putem fi mulțumiți și așa, sau dacă nu ne convine, putem să ne întoarcem și să ne alegem pur și simplu, ia să vedem dacă alegem un gradient, tot așa observăm că avem caseta cu fundal alb. Dacă nu ne place, ne alegem pur și simplu să colorăm masa cu culoare oarecare. Hai să fie așa. Dar tot nu ne-a rezolvat problema. Putem să o lăsăm colorată cu alb și atunci nu ne mai incomodează eventual acel aspect. Pentru că altfel ar fi trebuit să vedem cum anume umplem cu același fundal și conținutul casetei și era o complicație inutilă. Bun. Selectând și obiectul și cu tasta Shift apăsată, selectând și paralelogramul. Deci le-am selectat pe amândouă, este o altă modalitate, le putem din nou grupa. Acum vor putea fi deplasate ca un întreg. Da,
Dacă nu ne convine, păi evident putem să le regrupăm. Să zicem că dorim să anulăm gruparea. Intrăm tot aici, anulare grupare. Și să zicem, dăm click în exterior ca să le deselectez. Să zicem că vreau să selectez doar paralelogramul și aș vrea să îl mai modific puțin. Să zicem, mai tragem de colțuri. Hai să mai tragem puțin și de colțul acesta. Să spunem că acum ne convine. Din nou Shift. Este paralelogramul selectat. Selectez și desenul și dau grupare. Ansamblul se deplasează împreună. Deci există, după cum vedeți, multe opțiuni. Ni le alegem în funcție de nevoi și chiar vă sfătuiesc să intrați în tot felul de meniuri și să vedeți multitudinea de variante pe care le avem la dispoziție. Să îi dăm poziția în linie cu textul, să nu mai avem probleme. Da, acum putem să scriem normal sub. Încheierea acestui material o să vă fac fără cuvinte, apelând la ceea ce v-am arătat. Sunt convins că mă veți urmări foarte ușor. La revedere!